Ascultați cuvintele psalmistului din Psalmul 22. În adunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta, căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea lui se vor pleca toți cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui, poporului care se va naște. Amin. Mi se pare fascinant că psalmistul încearcă să ne pună înainte o viziune a modului în care el înțelege perspectiva lui Dumnezeu asupra lumii. Și viziunea aceasta este o lume în care Dumnezeu își păstrează controlul. O lume care s-a înstrăinat de Dumnezeu, o lume care a abandonat pe Dumnezeu, dar în care Dumnezeu domnește. O lume care nu poate să nu recunoască că Dumnezeu este Domnul. O lume care nu este pradă coșmarurilor noastre, ci este locul în care scopul lui Dumnezeu se realizează prin delularea planului său. În anul care a trecut, m-au impresionat două lucruri. Unul este, pe lângă toate celelalte pe care le-am experimentat toți, unul este absența discursului despre Dumnezeu din spațiul public. Nimeni nu vorbește de Dumnezeu. Toți sunt supărați pe guverne, pe drepturi, pe nu știu ce. Chiar și dușmanii, în trecut cineva spunea, cum îngăduie Dumnezeu să se întâmple așa ceva? Nimeni nu vorbește despre Dumnezeu. Fascinant mi s-a părut lucrul acesta. Dar al doilea lucru care m-a impresionat și despre care știam, dar n-am înțeles dimensiunile lui, este coșmarul pe care l-au creștinii când se gândesc la lumea asta. Am auzit frați care predică numai coșmaruri. Psalmistul ne spune că Dumnezeu domnește. Primii creștini au spus, Iisus Hristos este Domnul în fața Imperiului Roman. Oare Iisus Hristos nu este Domnul și peste Sida? Îmi amintește predica lui Martin Luther King Jr. într-un moment dificil pentru ei. Spunea că eu am un vis. Ei, cum ar fi fost să fi predicat Martin Luther King, eu am un coșmar? Fraților, psalmistul ne spune că trebuie să împărtășim visul nostru care să nu fie altceva decât viziunea pe care o are Dumnezeu asupra lumii, că vrea să o mântuiască. Noi avem o veste bună și aș dori că în această dimineață să ne rugăm în acest sens. Și nu să ne rugăm într-un sens teoretic pozitiv, pentru că e simplu. În Myanmar sunt 1.700.000 de baptiști, 5.800 de biserici. La 1 februarie 2021, armata din Myanmar a preluat puterea și a reinstaurat o dictatură militară. Oamenii au protestat, au fost împușcați, nu numai baptiști, oameni de tot felul, de toate credințele. Aș vrea să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm pentru protecție, să ne rugăm pentru cei care îi slujesc. Și să nu uităm să ne rugăm și pentru Israel, pentru ca Domnul să aducă pace. Știți că sunt frați și surori baptiști arabi în Betleem, în Nazaret, este un seminar baptist, în Nazaret. Să ne rugăm pentru baptiștii din Iordania, din Siria, din Irak, din toate aceste țări unde au fost alungați. Ne uitând faptul că în ciuda acestor înverșunări, Iisus Hristos este Domnul. Și Domnul domnește. Amin.